Pentru că trăim într-un dezastru. Dacă mai lăsăm așa orașul încă câțiva ani, să știți că ultimul a să stângă lunina la aeroport. Toți să fugă din țara asta. Și să rămânem, cum v-am spus, cu ăștia care oamenii sunt de acum disperați și ei nu sunt divină. A să rămânem cu oameni care sunt și a să drogheze și a să beie. Trebuie să luăm Chișinăul ăsta în mâini și să schimbăm radical situația. Începând de la Chișinău, apoi toată Moldova. Și este foarte bine că vine în funcția Vasile Chirtoca, nu ca polițian, dar ca un bun manager. El a să poate.